Lume, lume! Hai în fața scenei! Urmează să cânte cea mai mișto trupă de care n-ați auzit niciodată. Trupa Lunatic, cei care sunteți în față. Hai mâinile sus, toată lumea, uite așa. Hai să ne călzim, haide! Și voi de acolo, de la scena Tentații, hai să veniți în coate, veniți alături de noi. Hai, hai să ne distrăm împreună, vă vedem. Ne vedeți și voi pe noi! Haide! Fațada, și simți că zidul se topește. Când orice gând și orice frică pe loc subit se risipește. Nu pot să fug în lumea mare, să-mi văd străinul ca pe frate, să pot găsi ușor iubirea și să iubesc în libertate. Haide încă o dată să ne mișcăm un pic, să facem mișcare, uite așa, încălzire, ia! Haide, haide, hai! Și toată lumea de la mâncare de acolo, hai să vă mișcați că vă îngrășați! Vă rog eu frumos! 1, 2, 1, 2, 3! Domnul Robert Romanca aici! Sunt exaltat, prieten mult.
ți-am imaginat. Și toți vor să fie aproape, toți vor să-mi facă pe plac. Și toți vor să fie aproape, parcă aș fi cer de stan. Parte, sunt la mine în cap și toată lumea asta ne desparte. Unii spune că sunt dus, dar vă privesc de sus. Unii spune că sunt dus, dar vă privesc de sus. Unii spune că sunt dus, dar vă privesc. M-am izolat de pământeni, cuibul de cuci de prin berceni. Încerc să glumesc, dar în zadar, cu prietenul meu imaginar. Visul meu e dorul fermecat de sâne și îngeri conjurat. Încă un flacon, încă o zi, și visul meu se va împlini. Și toți vor să-mi fie aproape, toți vor să-mi facă pe plac. Toți vor să-mi fie aproape, parcă aș fi jet de star. Sunt de parte, sunt la mine în cap și toată lumea asta ne desparte. Unii spune că sunt dus, dar vă privesc de sus. Unii spune că sunt dus, dar vă privesc de sus. Unii spune că sunt dus, dar vă privesc. Domnul Dani Sopa aici la clasă. Ia uitați ce frumos cântă. Și ajută-ne, zi-te-o aici și ea, ce vadă trafă-mă așa frumos. Ia, poate mai vine lumea la scenă după ce cântă, dar că la mine e mare cânt. Ia. Unia spune că sunt uza vocrifez. Hai un pic de gălăgie, vă rog eu frumos, să se simtă, să se audă până la Ploiești. Băi, eu când eram mic, dragilor, să știți că eu îmi doream să fiu biolog, iar colegii mei vreau să fie fie aviatori, astronauți, doctori, avocați și așa mai departe. Meserii notabile de altfel. Astăzi aud foarte mulți copii de vârsta mea de atunci și a colegilor mei care spun că vor să fie influencer. Noua noastră piesă, super ofertă! Copilul meu e așa frumos, deștept și mare. Doar de la firma asta tăguită în postare. Sunt spiritual, împart iubirea la mulțime. Fiți oameni buni, cinstiți și cumpărați doar de la mine. Dă click aici, intră și nu vei regreta. E leacul pentru nemurire, croit pentru viața ta. Și vei vedea că viața are mai mult sens. Gustă din porțiunea noastră,
azi, dar fără sens. O cât ar fi, o cât ar fi, o cât ar fi viața de grea. Vă recomand, vă recomand, vă recomand soluția. O cât ar fi, o cât ar fi, o cât ar fi viața de grea. Eu vă propun, vă recomand, vă bat pe gât soluția. Viața defectă facem viața perfectă. Ei, e super ofertă, e super ofertă. Din viața defectă facem viața perfectă. Ei, sunt sănătos, sportiv, așa-mi place mie. Vă recomand pentru orice, recurgeți doar la farmacie. Cu crema asta dai pe piele și zâmbești. E aerul de Monte Carlo, Colentina, București. Oricât ar fi, oricât ar fi, oricât ar fi viața de grea. Vă recomand, vă recomand, vă recomand soluția. Oricât ar fi, oricât ar fi, oricât ar fi viața de grea. Eu vă propun, vă recomand, vă bag pe gât soluția. Din viața defectă facem viața perfectă. E super ofertă, e super ofertă. Din viața defectă facem viața perfectă. Este, e super ofertă. E super ofertă. Ia să vedem, mai știi să bateți de pale? 1, 2, 1, 2. Asta este. Ia uziți, mai avem un sol aici de la domnul Dan, vă rog frumos. Mulțumim tare mult! Și mai avem o piesă nouă. Și vă rog frumos, lăsați telefoanele alea și uitați-vă la omul de lângă voi, pentru că este mai important decât telefonul vostru. Cine ești tu? Ia uite ce public portocaliu aveam. Ce-mi spui acum nu mai contează, mă interesează doar ce mă face să mă simt la fel. Răbdarea este de mult pierdută, povestea-i lungă și parcă am ceva mai simplu de făcut. Eu cred că încă trăiesc, dar simt un gol nefiresc. Cine ești tu?
separați mereu. Cine ești tu? Cine sunt eu? Oare să ne apropiem atât de greu? Iubirea noastră doar în poză, promit că o să te doresc, dar parcă nu mai simt nimic. Ecranul ăsta mă ține în viață, văd restul în ceață și lumea de afară mă seacă de puteri. Eu cred că încă trăiesc, dar simt un dor nefiresc. Cine ești tu? Cine sunt eu? Oare am fost distanți și separați mereu? Cine ești tu? Cine sunt eu? Oare să ne apropiem de a venit și Driftwood, au venit și prietenii mei de la Ploiești. Bă, deja suntem o trupă maximă. Eu dă-l și pe Vlad. Bine ai venit, Vlad. Și copiii ăștia în portocaliu, superbi. Mulțumim că ați venit. Sunteți maxim de frumoși. Pauză de hidratare. Gata. Și acum că sunteți toți la oaltă, o să vă cânt o piesă, o să vă cântăm o piesă, că nu cânt eu dracu singur, despre dragoste, despre iubire, pentru că n-am avut nimic despre iubire în seara asta. Și este, iubirea este totul, de fapt. Dar de data asta e vorba despre iubirea dintre un bărbat și femeie, și o femeie, și femeia sa. Asta zic, articolul face diferență. Se numește Marțian, are un clip foarte frumos, dacă vreți să intrați pe YouTube-ul, Lunatic. By the way, dacă nu știți cine cântă acum pe scenă, Lunatic se numește, intrați pe YouTube, pe Instagram, pe alea, o să ne găsiți acolo, să-i dăm drumul. Se numește Marțiana piesa și o să vă placă. Și voi căutați pe Instagram, pe alea, stați pe Instagram, nu? Căutați Lunatic. Așa, ia caut acolo. Păi și pe YouTube, să vezi clipul, cu Laura Costoie. Mamă, nebunie. Maxim. N-am înțeles ce m-a lovit la prima ta întrebare. Nici nu mai știu ce ai întrebat, știu doar că s-a făcut răcoare pe lumea asta și pe planeta următoare. La primul zâmbet am uitat că mai respir, că trăiesc. Cert e că am rămas în viață atât cât să povestesc despre un înger
spre ceva nepământesc. Și stau ca postul și mă uit în gol la gaura lăsată în tavanul de pe hol. Pe vremea când veneai pe aici, stai să le zic și lor. Și s-a descris ceva în cer, un fel de rază pătrată, și s-a aprins efectuar o imagine minunată. Ai apărut pe raza aia, am zis că sunt undeva. Te-am întrebat cine ești și mi-ai răspuns. Cumva știai tot ce citeam, era expert în arte. Puteai citi și orice gând, cu ochii închiși și orice carte. Chiar dacă n-ai spus, știam că tu ești de pe Marte. Ai apărut, ai dispărut, poze cu tine nu am. Dar încă îmi mai amintesc ce copreșit mă simțeam. Cum levitai tu, fumând țigara lângă geam. Stau cu postul și mă uit în gol la gaura lăsată în tavanul de pe hol. De vremea când veneai pe aici, stai să le zic și lor. Și s-a deschis ceva în cer, un fel de rază pătrată. Și s-a oprit defectoară imagine minunată. Ai apărut pe raza aia, am zis că sunt în divan. Te-am întrebat cine ești și mi-ai răspuns. Din nou Robert își face de cap cu acea chitară frumoasă, albastră, regularea omului din stele. Ăla din spatele lui Marius, adică cum ar trebui. Ia zi-ne tu, Robert. Și acum chiar e un moment extraordinar în care Wesley bate zâmpar, băi, așa. Asta este. Băi, îți aud palmele. Băi, ce frumos e, mulțumesc. Avem aici la bas un nou membru, domnul Mihai Marin. Aplauze pentru Mihai aici de față, vă rog frumos. Avem și tobe, vorba aia, domnul Marius Deac aici. Uitați-vă ce fes frumos are, e fix pentru... Vrea să slăbească, de-aia vă spun. Vrea să dea jos burgerul de-aseară și a zis, de ce să nu port această căciulă fix potrivită pentru acest sezon? Da, da. Și avem aici, la clape, domnul Dan Isop, venit direct de la Bacău, acum 20 de ani. Aplauze pentru domnul Dan Isop, care a mers atâta drum acum 20 de ani. Și încă merge. Ceva frumos. Mulțumim, Dane, că ești tu. Domnul George Tacciu la voce și chitară. Eu doar vreau să stau lângă George atât. Eu vreau să-l simt, să-l simt aproape. Atât. N-am nimic de spus, voi vedeți totul. Iau. Unde e un telefon? N-am. Domnul Robert Romanca, cum am zis, la chitară solo aici de față. Domnul Robert lucrează cu mine, noi lucrăm împreună într-o firmă de IT, să știți, nu dau numele, că nu-i frumos, dar suntem colegi, suntem vis-a-vis, frate. Iar eu sunt Cătălin Constantin și noi suntem trupa Lunatic. Dați un follow acolo așa, la Instagram, la, dacă v-a plăcut, bineînțeles. La Facebook, avem și YouTube, avem niște clipuri foarte mișto, by the way, cinematice, dacă vreți să aveți și gusturi cinematografice. Și s-a deschis ceva în cer, un fel de rază pătrată, și s-au aprins reflectoare, o imagine minunată. Ai apărut
speranța aia, am zis că sunt în Irvan. Te-am întrebat cine și mi-ai răspuns Marziana. Și stau ca prostul și mă uit în gol. Scriu SOS cu pecuri pe gazonul de pe hol. Fac incantații cu șaman. Ca să vă văd din nou. Sunteți deosebiți, zâmbitori, frumoși. Și vă mulțumim că sunteți aici. Și mai avem o singură piesă, pentru că suntem în acest setting cu trimitere istorică la micul Trianon, dacă nu l-ați văzut, e acolo așa. Palatul Cantacuzino. La Trianon, după cum știți sau nu știți, s-a semnat actul prin care România s-a unit cu Transilvania. Acum noi avem o piesă fix în ton cu patriotismul acestui loc. Se numește Buleandra. Pregătiți-vă de dans dacă aveți pașii de dans la dumneavoastră, bineînțeles. Ia auziți cum sună. Decebal și Burebista s-au scremut ca să creeze un popor așa de mândru și cetăți cu metereze, bă! Ia auziți ăștia spașii. Am sunat pe filul roșu să mutăm să fie puse toate lucrurile sfinte fix la Giurgiu, nu la ruse. Ia uite, fetele. Neam de neamul lor, nu au văzut frații din sud tunelul sfânt de sub Carpați și dragonul de sub Prut. Băi! Și popoarele alese ca să moară reptilienii, Dumnezeu grăita sincer, moldovenii și muntenii. Se știe! De duminică e un fel de aiauască. Am nevoie doar de popă, usturoi și rostopască, bă! Eu sunt un bun, dar mai omor din când în când vreun porc sau miel. Ca și au zis în boxe de Ceneu și Daniel, bă! Sfânt aici și la codru tot se închină. Eu conduc doar
avem păreri diferite. Asta e șmecheria democrației, cum ar veni. Hop și așa, măi! Fire, două faie, ia bună Andra la bătaie și încă o dată băi flăcăi, op, șa, 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 șa. Eee, așa. Și-am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa. Hai cu călăcia! Mulțumim tare mult! Noi am fost Lunatic și voi ați fost superbi. Mulțumim tare mult! Vă lăsăm cu prietenii de la Driftwood. Ha? Rock and roll! Pa! V-am pupat!